Salut! Numele meu este Ioana Mașca și astăzi ne vom ocupa de cel mai mic multiplu comun al numerelor întregi. Să trecem la treabă. Un fenomen astronomic destul de rar s-a desfășurat la sfârșitul lunii octombrie, în 2015, când planetele Jupiter, Marte și Venus s-au apropiat foarte mult, formând o conjuncție. Poziția aștrilor a fost vizibilă în apropierea constelațiilor Leu și Carul Mare. Un astfel de eveniment se va repeta de-abia pe 20 ianuarie 2021. Haideți să urmărim un videoclip NASA pentru a înțelege ce s-a întâmplat atunci. Mornings grow dark and cold. Frankly, waking up isn't as easy as it used to be. Except this week. In the days ahead, if you find yourself yawning over your morning coffee before sunrise, longing for repose, just take a look out the window. Three bright planets are converging in the eastern sky, and the view is an eye-opener. Every morning in late October, Venus, Jupiter, and Mars will rise in the east an hour or so before the sun. Together, they form a triangle in the pre-dawn sky. Venus and Jupiter are the brightest vertices, visible even after the black pre-dawn sky turns cobalt blue. Once you find them, you will have little trouble locating the dimmer red planet, which completes the triangle while the sky is still black. Although any morning in late October is a good time to look, the six-day stretch from October 24th through the 29th is the best. That's because during this time, the triangle of planets will shrink until it is less than 5 degrees wide. For reference, the bowl of the Big Dipper is about 10 degrees wide, so two of these triangles would fit comfortably inside the bowl. Of greater significance, however, is what you can see through binoculars. Typical binoculars can see a patch of sky about 6 or 7 degrees wide. So when the triangle of planets shrinks to 5 degrees, they will all fit inside a binocular field of view. Imagine looking through the eyepiece and seeing three planets all at once. This rare and beautiful sight is what is waiting to help wake you up starting on the 24th of October. In addition to the planets are the moons, Jupiter's moons, Io, Europa, Ganymede, and Callisto. Three or four of these giant satellites will typically be visible if the binoculars are held steady by leaning on something sturdy or by mounting them on a tripod. The configuration of the moons will be different every morning. By the time October comes to an end, the planetary triangle will start breaking apart. But there are still two dates of special interest, November 6th and 7th. On those increasingly wintry mornings, the crescent moon will swoop in among the dispersing planets for a loose conjunction guaranteed to dislodge the sleep in your eyes. On the 6th, it will be close to Jupiter. By the 7th, it is just past Mars and Venus. Waking up before sunrise may not be so bad after all. For more news about events in the night sky and how to see them, please visit science.nasa.gov. Ce se întâmplă mai exact? Haideți să mai urmărim un videoclip. În fundal o să auziți sunetul galaxiei. În anumite momente, traiectoriile planetelor, așa cum sunt ele, pozițiile planetelor, practic, formează triunghiuri, sunt cumva coliniare. Aceste poziții deosebite se numesc conjuncții, triunghiuri, triangulații, patrulatere. Și sunt fenomene vizibile destul de rare și destul de spectaculoase. Bun, haideți să aflăm împreună de câte ori se va repeta fenomenul care s-a desfășurat la sfârșitul lunii octombrie 2015. Haideți încă o dată să vedem de câte ori se va desfășura fenomenul
care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2015 până în anul 2100. Să pornim la treabă. Deci, din octombrie 2015 până în ianuarie 2021, așa cum scrie că va mai avea loc următorul fenomen, vom avea 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020 ani întregi. Adică vom avea 5 ani întregi, ceea ce înseamnă 5 ori 12, 60 de luni. La cele 60 de luni le mai adăugăm cea din ianuarie plus cele 3 din 2015, noiembrie, decembrie și octombrie 2015. Da? Acesta este ianuarie 2021. Și vom vedea că fenomenul nostru se repetă din 64 în 64 de luni. Practic, din 2100 minus 2018, noi avem 82 de ani. Adică, în 82 de ani, vom avea 984 de luni. Vorbim despre 2018, pentru că noi suntem în 2017 și ne-am pus întrebarea de câte ori vom mai vedea acest fenomen. Deci, din 984 de luni, fenomenul se repetă. Astfel, nu, în cei 82 de ani, noi vom avea 984 de luni, iar fenomenul nostru se repetă din 64 în 64 de luni. Astfel, 984 de luni cât avem în cei 82 de ani, împărțit la 64 de luni, vom obține 15 ani după calcule și 3 de 8. Adică, după 15 ani și încă o lună, de 15 ori se va desfășura fenomenul în cei 82 de ani. Urmând ca, dacă am mai adăuga încă 5 luni, să se producă a 16-a oară fenomenul. Deci, fenomenul se va produce în luna mai 2101 pentru a 16-a oară. Mergând mai departe, un eveniment astronomic rar, similar unei eclipse, are loc odată la 243 de ani și constă în interpunerea planetei Venus între Soare și Pământ. Știm că astronomii s-au bucurat de acest eveniment în anul 2012, urmând exemplul dat, aflați voi de câte ori se va repeta fenomenul până în anul 5000. În cazul în care estimările sunt corecte, datarea domniilor faraonilor cu ajutorul eclipselor de soare nu numai că stabilește momentul în care a avut loc cea mai veche eclipsă de soare înregistrată în Egiptul antic, dar le permite oamenilor de știință să dateze cu mai multă exactitate domniile lui Ramses cel Mare și ale fiului său. Eclipsele de soare sunt de multe ori utilizate ca puncte de reper pentru datarea evenimentelor din lumea antică. Conform acestor calcule noi, domnia lui Merneptah a
început în anul 1210 sau 1209 înainte de Hristos. Pe baza a ceea ce se cunoaște din textele de egiptene cu privire la durata domniilor lui și a tatălui său, înseamnă că Ramses a domnit între 1276 și 1210, cu o precizie de plus sau minus un an. Datele exacte legate de viețile faraonilor au fost subiectul unor incertitudini în rândul egiptenologilor. Însă, privind legându-le de eclipsele de soare și de fenomenele astronomice, acestea pot fi datate cu mai multă exactitate. Printre dovezile anterioare cu privire la cele mai vechi eclipse de soare înregistrate în istorie se numără cea prezentată de astronomul grec Ptolemeu, care a pretins că un astfel de eveniment a fost observabil pentru prima dată la babilonieni în anul 721. Și ne oprim aici.